lucrurile despre care vreau să discutăm în această prezentare. Vreau să discutăm despre trafic, despre cuvinte cheie, vreau să le înțelegem un pic mai bine, să înțelegem ce sunt. Va fi numai la nivel de definiție a noțiunii, nu neapărat intrând în explicații suplimentare. Unele din elementele, unele din noțiunile pe care le veți găsi aici, despre ele se va vorbi și în prezentările speakerilor de azi. Trafic. Trafic este o noțiune pe care o întâlniți des în online, în internet, în marketing online sau în orice formă de... orice are legătură cu un site, internet, un blog, orice. Și nu se referă la autoturisme. Și după cum am încercat să schitez, se referă la numărul de vizitatori care intră pe un site. Sunt sigur că mulți dintre voi știți lucrul ăsta, aveți site-uri sau cunoașteți, sunt lucrați pentru site-uri, dar vreau să fie foarte clar faptul că asta este trafic. Fără grijă cei mai avansați dintre noi, avem și definiția unor termeni care sunt un pic mai complicate. În sine, traficul reprezintă vizitatorii care intră pe site și putem să-i analizăm prin diverse tool-uri unelte, cum ar fi și software web-based. Traffic.ro și Google Analytics ne oferă, sunt doar două dintre soluții, bineînțeles că sunt și multe, multe altele. Keyword și key phrase. Aici e o pictură a unei chei. Și vreau să faceți asocierea mentală între cheie și cuvântul cheie, care nu reprezintă altceva decât acel cuvânt legat de topicul unei pagini dintr-un site. Unul sau mai multe cuvinte. Și când zicem keyword și spunem despre mai multe, un keyword de două cuvinte, de fapt e un key phrase, ca să nu facem confuzie. Keyword, key phrase, practic ele se referă la acea noțiune, unul sau mai multe cuvinte, care definesc topicul unei pagini în site. De asemenea, tot keyword-ul sau key phrase-ul este cel care sunt, cum am zis, cuvinte legate de căutarea motorului de căutare. În momentul în care faci o căutare, aceste cuvinte te ajută să ți se afișeze rezultatele potrivite căutării. Practic, ele iar sunt legate de... sunt relevante față de rezultatele pe care le dă Google în apă. Și le afișează. O să ne oprim un pic înainte de a zice slide-ul ăsta, vreau să revin asupra voucherilor cadou, ca să o să repet de-a lungul zilei de astăzi, evenimentului de astăzi, că am pregătit $1,500 în vouchere, în quantum a 15 vouchere pentru Google AdWords, pe care le voi da cadou la sfârșitul, până la sfârșitul evenimentului. Vom decide cui împreună cu speakerii și ele reprezintă vouchere pentru a crea un cont nou de AdWords și a le puteți să cheltuiți banii fără no questions asked, practic. Voucherele le vom da celor mai activi dintre voi, deci cei care vor pune întrebări. Ok, e clar că la prima prezentare... Ok. Nu, că nu vreau vouchere. Dar e posibil să... E posibil să primești. Ok, asta e bine. Face bine, face bine și la business. Vreau să zic așa, pentru cei care le este puțin teamă să vorbească în public, să ridice mâna să vă întrebe, aș vrea ca organizatorii să dea niște hârtii. E o idee foarte bună. Întrebările pe hârtie și sigur. Noi ne dăm un speaker. Am o întrebare. Ok. Perfect, da. Eu am avut impresia totuși că ați mai venit, dar am trecut, da. Am înțeles. Ionuț Munteanu este numele meu, sunt specialist în search engine marketing. Lucrez momentan ca online marketing manager la Republica Interactive. Sunt de 6 ani în online, 2 ani am condus o agenție de web, zic web development, 2 ani am lucrat pe marketing imobiliar și 2 ani am lucrat în agenție. Și informație ce? Sunt sociolog și psiholog de profesie. Mă
găsești pe imunteanu.com, acolo îmi scriu despre, despre marketing online. Am aici atent să scriu și ceva personal, dar n-am prea, nu prea mi-a ieșit. Când am scris ceva personal, nu prea m-am vizitat pe o pagină. Cu toate că am marketat în aceleași locuri și atunci am renunțat să mai scriu despre lucruri personale. Că mă doare capul sau că vorbești cu ficatul meu, deci lucruri de genul ăsta n-au avut succes. E ok, acum că am anunțat, am scris un articol despre LinkedIn și despre faptul că se poate face pay-per-click pe LinkedIn, targetând România. Și asta pentru mine, cel puțin, și pentru cei din industria care fac pay-per-click advertising, e un lucru extraordinar de important, pentru că avem o piață de 250.000 de utilizatori care pot fi targetați la nivel de job, la nivel de vârstă, fără să piciuiesc LinkedIn în vreun fel, cu toate că e 4 euro licitația pe click și la fel, zicem, undeva la 5 euro CPM-ul, poate fi livrat și prin afișări. Și mai e un avantaj, la LinkedIn putem livra și prin Google AdWords pe rețeaua de plasament, pe lângă lucrurile astea, cu un preț mai mic, pe lângă lucrurile astea, totuși e un avantaj extraordinar că putem să livrăm reclamă pe LinkedIn. Și asta e un articol pe site-ul meu, asta e paranteză, vis-a-vis de un articol pe site-ul meu care e chiar interesant și ăsta a avut mai mult trafic decât ăla cu ficat. Da, noi aveam, obișnuiam să ne prezentăm fiecare dintre noi, poate asta ar fi fost ok, dar mai mai nu știu ce am obținut că ați mai venit. Ok, deci aveți și pixurile și foile, dacă aveți vreo problemă în a pune întrebare out loud, puteți să scrieți și să dați foaia mai departe la speaker, e o idee foarte bună. A treia noțiune pe care sper să o înțelegeți și de care să nu fiți străini sau care să nu vă fie străină, este Search Engine Marketing, SEM. SEM-ul e un acronim pentru Search Engine Marketing și acesta se referă la promovarea prin intermediul motorului de căutare. Promovarea prin intermediul motorului de căutare în sensul în care există mai multe metode și metode pe care noi le tratăm în acest eveniment, cum ar fi Search Engine Optimization și Pay-per-click Advertising pentru search, pentru căutare. Aceste două domenii în sine devin practic subdomenii ale domeniului Search Engine Marketing, în care, despre care vorbeam mai devreme, era și asociația SEMRO, înființată de curând în România, care vrea să susțină profesioniști în Search Engine Marketing. Unde, încă o dată, vă invit să deveniți membri și vă invit să vă informați pe site-ul semro.ro și vă comunicam mai devreme că avem o nouă identitate vizuală cu care ne mândrim foarte mult și va fi disponibilă în ceva timp. A patra noțiune este Search Engine Optimization, SEO, și e unul din lucrurile definitorii iar acestui eveniment. Sunt sigur că majoritatea dintre voi știu, dar am vrut să le trecem iar în revistă. Se referă la, și aici vreau să fim foarte atenți, să înțelegem această noțiune, pentru că e fundamental. Sunt metodele, reprezintă metodele și tehnicile folosite pentru a obține trafic din motorul de căutare. Deci obiectivul optimizării pentru motorul de căutare este acela de a obține trafic din motorul de căutare. Vreau să subliniez lucrul ăsta, să trec un pic la că printr-o poziționare mai bună, într-adevăr, creăm posibilitatea utilizatorului sau creăm premisele ca cei care văd să dea click mai des. Pentru că poziționarea mai sus, ei văd mai repede și dau click și așa se generează trafic. Deci, a poziționa mai sus în motorul de căutare este unealtă, să zicem așa, sau un obiectiv secundar, este un obiectiv principal, dar este doar o parte din ce înseamnă Search Engine Optimization. Scopul, obiectivul principal este acela de a obține trafic. Dacă suntem în poziția 10 și obținem trafic, pentru că utilizatorul nostru, sau suntem în poziția 5, dau un exemplu mai realist, suntem în poziția 5 și primim trafic, și am fost pe poziția 4 și n-am făcut nicio diferență pentru că tot nu știm din ce motiv utilizatorul dădea click când era pe poziția 5, e suficient, nu trebuie să ne mai chinim să ajungem pe poziția 1. Adică e obiectivul principal este de a obține trafic. Și SEO asigură accesibilitatea și e o frază care mie îmi place foarte tare. Ionuț, cred că e accesibilitatea site-ului, nu accesibilitatea motorului. Nu.
Este vorba despre accesibilitatea crawlerului și aici am scris accesibilitatea motorului de căutare. Site-ul este accesibil de către crawler, nu motorul este accesibil de către site. În fine. Asta, nu? Se va asigura accesibilitatea. Este accesibil accesul spider-ului, accesul crawler-ului. Era târziu. Da. Îmbunătățește șansele ca site-ul să fie indexat și favorizat. Deci îmbunătățește șansele. Iar subliniem acest aspect. Deci nu creează, nu avem un joben din care scoatem iepurași magici și bac, punem pe prima poziție. Nu există trucuri sau secrete ascunse. Există numai a face lucrurile cum trebuie pentru a favoriza indexarea. Vreau să mă bucur că am zis asta out loud și am încercat să o concretizez foarte bine, așa să o zic structurat. Nu știu cât mi-a ieșit, dar nu. Cine-ți dau voucher? Cred că mai bine era recomandat. Bine, hai, zi. Dacă faci prea mult SEO, scad șansele, nu-ți cresc să fie accesat. Da, e o idee, dar cred că eu un pic cam avansat. Îmi cer scuze că vin cu idei din astea avansate. E o glumă foarte nișată. Al cincilea element. Acum că ai specificat-o sau cincis okay, dator să râdă. Ideea este că overdoing it înseamnă practic să construiești conținutul pentru specific pentru motorul de căutare. Ceea ce ar pierde din să zicem că ar pune utilizatorul în plan secund. Ceea ce ar defavoriza în sine orice politică de comunicare. Pentru că dacă scrii pentru motorul de căutare, clar neglijezi utilizatorul. Și scopul unui site este ca să genereze vizitatori, este ok să fie văzut, dar el trebuie să aibă și calitatea conținutului. Scopul unui site este să facă vânzare. Să facă profit, într-o formă sau alta, mă rog, da. Nu să aducă trafic, atenție. Ok, dar dar traficul adus, dacă e de calitate, atunci el generează conversie. Dar despre asta o să vorbească Liviu în prezentarea lui. Eu vreau doar să o fac să rămânem la pași mici, tocmai pentru a înțelege mai clar. Cost per click, CPC este acronim pentru cost per click. Deci e evident pentru toți cei care nu știu, cost per click înseamnă suma pe care advertiserii care folosesc pay per click o plătesc pentru fiecare dată când vizitatorul dă click. Noi plasăm o reclamă pentru un client și clientul plătește doar când vizitatorul vede reclama și dă click pe ea. Și doar când dă click pe ea, doar atunci plătește. 5 bis. N-am avut cum să... fără să adaug CPM-ul, pentru că ar fi fost... să zicem că permanent s-a dus o luptă indirect între cei care vindeau bannere și cei care vindeau cost per click. Chiar și acum în regiile de vânzări au ajuns la o înțelegere în care spune că pozițiile premium nu vor fi vândute la CPC. Nici în străinătate, există unele poziții premium care nu sunt vândute la CPC, dar acolo atât de bine e reglementat și atât de mulți utilizatori sunt, încât CPC-ul are într-adevăr o valoare suficient de mare încât să nu facă foarte mare diferența. Știi? Dacă și ei sunt atât de avansați încât au o rată de click bună și pe CPM și atunci... Ok. O să vă spun mai mult despre piața în general, despre cum merg lucrurile comparat cu piețele străine. Deocamdată CPM este acronim pentru cost per mile și definește costul pe care îl plătește un advertiser pe mia de afișeri. Mile vine de la mile, din latinescul mile, 1000 de afișeri, 1000 de afișeri ale reclamei. Deci, clientul plătește pentru a-i se afișa reclama, dacă reclama se afișează de 1000 de ori, el plătește această unitate de măsură a plății pe care o face el, ca să achiziționeze mediul. Al șaselea element, CTR-ul, este acronim pentru click-through rate. Rata de click este mai
Trabus, este raportul dintre cei care au văzut reclama, este un raport, el este procentual, ci este raportul dintre cei care au văzut reclama și cei care au dat click. Cred că e invers. Deci raportul dintre cei care au dat click și cei care au văzut reclama. Ok, e clar că așa e invers. E invers, da, așa este. La ce oră ziceai că la dimineață. Search Engine Results Page, da? Asta este SERP, o să-l întâlniți în discuțiile de astăzi. Se referă la rezultatele afișate în motorul de căutare. În paginile afișate în rezultatele motorului de căutare în urma unei căutări, unei query, să zicem așa. Deci când se face o căutare pe asigurări de asigurări RCA, atunci asigurări de viață, atunci rezultatele care sunt afișate relevante pentru asigurări de viață reprezintă practic SERP-urile, Search Engine Results Page. Luați un loc oriunde, ne-ați venit. Da, mai e SERP-urile conțin și rezultatele, și rezultate naturale și rezultate plătite. Toate sunt Search Engine Results Page. Da? Pages. Deci ăsta e acronimul de reținut. Asta vreau să zic pe elementul ăsta. AdWords. Ați auzit că, după cum am și zis la început și iar repet acum, sunt aceste vouchere cadou. Dar poate unii dintre voi încă, nu știu, ok, îmi dă $1,500, 15 vouchere de $100, dar nu înțeleg despre ce e vorba. Și am zis AdWords, am tot repetat AdWords. Ce este AdWords? AdWords este serviciul Google prin care se administrează campaniile de cost per click. Bineînțeles, e doar jumătate, spuneți. Pentru că cost per click se administrează campaniile de pay, de link-uri sponsorizate pe search. Pentru că în rețeaua contextuală se poate afișa și CPM, și cost per mile. O să ajungem și acum. În principiu, Google AdWords reprezintă acest sistem de administrare, gestionare, creare a campaniilor de link-uri sponsorizate prin text și de plasarea link-uri și bannere pe site-urile partenere. Al noulea element, landing page. Despre landing page-uri și despre conversii o să vorbească mai mult Liviu în prezentarea lui. E o prezentare, 10 lucruri, 10 sfaturi pe care trebuie să le știți despre cum să îmbunătățiți rata de conversie. Și aici sunt sigur că sunteți interesați, pentru că toți dintre voi vreți să faceți bani din informațiile pe care le aveți și implicit veți fi interesați și de prezentare. Ce este un landing page? Iar o noțiune importantă. Landing page este o pagină optimizată care are un scop foarte, foarte bine stabilit. Să spunem că construim un landing page pentru a recolta adrese de e-mail. Atunci, singurul obiectiv, single purpose, este ca să recolteze adrese de e-mail. Bineînțeles că noi putem să dăm niște informații, dar ca obiectiv putem să dăm informații pe pagina respectivă, informații relevante pentru care să continue, practic, să fie o continuare a anunțului nostru, a reclamei noastre, explicații suplimentare, dar totodată trebuie să aibă stabilit un scop și acela este fie de a genera o conversie direct, completează un formular, generează o conversie în ești interesat, cumpăr acum orice, sau la magazinele online, te duce pe pagina produsului, produsul pe care l-ai căutat și implicit să generează vânzare în momentul în care, sau adăugare în coș cel puțin, tot o conversie spre, spre atingerea unui gol e practic un, spre atingerea unei conversii e un gol pe care îl face, a adăuga produsele în coș. Landing page este această pagină pe care noi vrem să trimitem trafic, care e cea mai, care are conținutul cel mai dens la nivel de relevanță pentru anunțul pe care, pentru reclama pe care noi am plasat-o. Fie în rețeaua Google, fie pe site-uri, fie la parteneri, fie oriunde. 10. Impressions. Aici am făcut eu, în mai spirit de glumă, așa ca să fie mai relaxant, nu știu, dacă se poate spune că în zona asta de tehnologie și din
discursul meu tehnic, există loc de lumințe, cu toate că eu cred că există și în orice domeniu există, chiar și în fizică cuantică sau astrofizică, nu? Eu cred, deci e da. Afișerele, de câte ori se afișează o reclamă? Aici avem două chestii. Noțiunea are un sens dublu. Odată se referă la un sens dublu, dar practic să zicem că sunt complementare sensurile. Adică, avem de câte ori se afișează o reclamă, dar de câte ori se afișează o reclamă, se afișează și pagina. Deci, practic, o impresie, când ne raportăm la o campanie, spunem că avem 10.000 de impresii, da? 1.000 de impresii, care este unitatea de, în cazul în care e CPM, avem 1.000 de impresii, deci 1.000 de afișări ale reclamei, și când vorbim despre site, 1.000 de afișări, discutăm de 1.000 de afișări ale paginii. Implicit cele două, v-am zis, sunt complementare, pentru că de fiecare dată, dacă reclama este pe o pagină, de fiecare dată când se încarcă pagina, se încarcă și reclama. Deci cam asta am vrut eu să zic cu explicația pe invers. Cam asta ar fi cele 10, mai am încă câteva, tot punctul 10, n-am putut să mă abțin, mai am câteva tot la punctul 10, asta e următorul. On page factors, se referă la, și aici o să auziți în prezentările de astăzi, despre factori ce influențează rankingul unui site pe site. Și ele sunt exact asta. Sunt elementele care pot influența poziția în motorul de căutare care sunt în cadrul site-ului. Ca și exemple aveți cele de pe slide. Încă un punct 10. Meta tag-urile, despre care o să vorbească Olivian când va discuta despre 10 elemente care sunt extrem de 10 sfaturi vis-a-vis de optimizarea unui site. Eu vreau să știți ce înseamnă. Meta tag-urile sunt acele elemente HTML care, când discutăm de meta tag-uri în zona de SEO, discutăm de meta tag title, description și keywords. Unele mai importante decât altele în poziționarea site-ului sau paginii în motorul de căutare. Nu, că zic. Deci din toate alea trei, numai title-ul contează. Description-ul da, e... Da, 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 nu, contează description-ul pentru simetrie face pentru, sens și să le pui pe celălalt. Dar keywords nu chiar n-a contează loc. Da, pentru simetrie. Eu zic, să nu luați informația și să... Bine, puteți să dispui informații, ok. Keywords nu contează, dar... description contează ca și cum arată în SERP-uri pagina respectivă, nu? Deci avem o dată chestia asta. Păi, tu scrii acolo că influențează ranking-ul și nu influențează ranking-ul. Poate au scop... În fin, asta este scopul la prezentarea mea scumpă. Meta tag-uri înseamnă pentru stricto senso, da? Ok, că influențează, că nu influențează, vă spun Olivia. Până atunci, astea sunt meta tag-uri. Sunt din title, description și keywords. Te rog. Până la Olivia, meta description. Nu, nu contează. Contează, de exemplu, pentru... Deci, ținând cont cu SEO, ascultă-mă că îți dau răspuns. Întrebarea e, de fapt, așa. Scriu description pentru motorul de căutare. Scriu pentru utilizator. Sau scriu pentru utilizator. Pentru utilizator. Dar, încă o dată, cum ziceam că Search Engine Optimization, cred că nu știu dacă ai fost la slide-ul ăla, Search Engine Optimization este metodele și tehnicile prin care generezi trafic pe site. Da? Ăsta este scopul. Scopul este generezi trafic. Description-ul te influențează, te ajută ca să generezi. Exact. Că tu poți să folosești description-ul ăla și să-i zici utilizatorului, intră pe pagina asta, am super oferte, ești 50% discount dacă intri sau nu știu ce. Poți să-i zici ce vrei tu. Și atunci da, te ajută. Și atunci influențează SEO. A, că nu-ți influențează poziția. Ok, nu-ți influențează. Eu zic că indirect o influențează. Dacă nu, aici nu, aici este factor subiectiv. Tocmai am spus, bine, o să revin un pic la slide-ul ăla, ca să ne fie foarte clar că vreau să fim pe aceeași lungime de undă vis-a-vis de ce înseamnă Search Engine Optimization, ci e metodele și tehnici folosite pentru a obține trafic din motorul de căutare și îmbunătățește șansele ca site-ul să fie indexat și favorizat.
Hai să păstrăm asta în minte. E... Ok. Off-page factors, iar elemente care influențează poziția în motorul de căutare, care sunt în afara site-ului. Asta sunt off-page factors. O să ajungeți la aici și o să spună, da, dar asta este o problemă, astea sunt niște factori off-page. Dar cum îmi construiesc strategia off-page? Dar ce înseamnă SEO off-page? Dar ce înseamnă SEO on-page? Acum cred că știți. Deci SEO on-page înseamnă strategia în pagină, iar o să vorbească cu Levian despre asta. Strategia off-page, SEO off-page, este strategia pe care o faceți, ce faceți voi în afara paginii. Cum influențați în afara, din afara paginii. Cam despre asta s-a modificat un pic vis-a-vis de cuprinsul inițial, cam despre asta am vorbit, despre trafic, despre keyword, SEM, SEO, CPC, CPM, CTR, SERP, da? AdWords, landing pages, impressions, off-page factors, meta tags și on-page factors, meta tags și off-page factors. Soluțiile ajutătoare, am mâncat o literă acolo, era dimineață. Soluția ajutătoare când nu înțelegeți, nu știu ce legătură are semnul întrebării acolo, dar cred că v-a atras atenția. Variantele sunt, întrebați speaker-ul, căutați pe Google dacă e cu iPhone repede, dacă cu alt smartphone, dacă nu puteți căuta și pe old phones, deci smartphones, old phones, iPhones, toate merg pe Google. Da. Și dacă nu, trimiteți e-mail pe ia.imunteanu.com, adresă special creată pentru voi. Vă mulțumesc și vă aduc chiar la cunoștință faptul că toți cei care se implică, am $1,500 astăzi pe care vreau să vi-l dau un voucher de cadou de $100 pentru cineva ai consuma pe AdWords. Nu uite, e periculoasă întrebarea asta, că răspunsul mai pe AdWords, dai seama că vor. Care pot fi folosite pentru a construi conturi noi de AdWords și a folosi acele conturi, a cheltui buget. Aceste vouchere se dau celor care sunt implicați în discuții și pun întrebări. Deci, vă rog, puneți întrebări.